Să cu ceea ce v-am promis în promo și ceea ce mi se pare că este cea mai importantă dezbatere din acest moment. Este importantă pentru că acuzația în sine este una foarte gravă. Dacă lucrurile stau așa, vedem cine răspunde. Întrebarea este, stau așa sau nu stau așa? În studioul nostru în această seară, pentru că sunt mulți care au vorbit despre lucrurile astea, însă nimeni de la un nivel într-atât de important, ca să zic așa, până ieri. Pentru că fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, scrie pe Facebook în felul următor. Despre această statistică nu se vorbește în România. Se ascunde la greu adevărul despre morții și dramele pacienților non-COVID. Nu există anchete de presă, politicienii nu vorbesc despre asta, ONG-urile tac. Oare de ce? Poate vom afla până la urmă, dar e foarte interesantă abordarea. În România, ultimelor două luni, toți pacienții existenți sunt COVID-19. Nu există niciun alt diagnostic, nici pacienți care să intre sub tratament sau să continue monitorizarea medicală a afecțiunii cronice. Cancer, hepatită, diabet, boli cardiovasculare, toate aceste afecțiuni au fost în totalitate lăsate deoparte, ca și cum nu ar conta sau nu ar mai avea gradul anterior de periculozitate. Atenție, ele sunt extrem de periculoase și foarte letale. Andrei din Pitești, deși s-a prezentat la urgență cu dureri groaznice, spune că a primit rețetă fără să fie consultant la UPU așa cum a cerut. Citez, m-am simțit ca un gunoi, nu m-au tratat că le era frică de COVID. Manager, nu era o urgență. Horia, de 29 de ani din Brașov, a fost plimbat 7 ore între spitale pentru a-i se face intervenția pe accident vascular, de teama triajului pentru COVID-19. Pentru el, acele ore au fost fatale. Horia a murit. Oare nici acest caz nu era o urgență? Întreabă fostul ministru al sănătății pe Facebook. Domnule ministru, cu toții înțelegem siguranța echipei medicale și a spitalului, însă, numai luând în calcul cazurile de boli cronice raportate, ajungem la un număr de 5 milioane de pacienți, fără să adăugăm urgențele care apar la tot pasul. Oamenii aceștia au drepturi egale cu ale bolnavilor de COVID-19, între timp ce unii pacienți veniți cu boala de import contractată la Sparanghel sau la alte leguminoase, unde au fost trimiși de guvernul dumneavoastră să se îmbolnăvească, ocupă paturile spitalelor, pacienții României nu au loc să fie tratați acolo, unde și-au plătit lună de lună contribuția CAS și CSS, deoarece nu au COVID-19, ci altceva. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că sunt doar niște nume scrise, niște cazuri aleatorii prezentate de mine aici. Oamenii aceștia lăsați fără tratament sunt tați, frați, copii, nepoți, soții cuiva. În orice clipă, oricare dintre noi sau cei dragi nouă pot fi în această situație ingrată, care nu mai poate continua. De teama că nu veți fi în stare să gestionați un număr mare de cazuri COVID, ați închis spitalele. Nu pedepsiți pacienții pentru incompetența autorităților. Fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, care a lansat aceste acuze foarte grave, este în studioul nostru în această confruntare. În mod evident, reprezintă poziția celor care spun că pacienții non-COVID au fost lăsați să moară. Ați auzit textul de mai devreme. Bună seara, domnule ministru, bine ați venit. Bună seara. De asemenea, în studioul nostru este profesor universitar dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sănătății și mulțumesc că a avut amabilitatea ca în această seară să vină ca reprezentant al Ministerului, ca reprezentant al Guvernului în această confruntare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Haideți să începem cu fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu. Domnule ministru, dacă vreți să vă argumentați poziția și, desigur, dacă veți avea întrebări pentru domnul secretar de stat, o puteți face. Vă rog. Sigur. Dați-mi voie întâi să transmit și o condoleanțe tuturor celor care au fost păstoriți de înaltul Pimen. Am avut și eu ocazia să-l cunosc și e o pierdere care, sigur, este regretată de foarte mulți oameni. Întorcându-mă la discuție, ceea ce am scris eu ieri pe Facebook, cred că este foarte adevărat și sunt foarte multe exemple de acest gen. Vreau să port o discuție constructivă cu domnul dr. Horațiu Moldovan, pe a cărui sprijin mă și bazez, mai ales că dânsul este un profesionist al spitalelor, să-i zicem așa, generic.
cred că România trebuie să redimensioneze infrastructura deficitară pe care o avem pe realitatea existentă în pandemia de COVID de aici. Da, probabil am crezut că o să avem mai multe cazuri. Iată-ne în situația asta, așa cum arată ea la momentul actual. Avem foarte multe spitale care au fost declarate spitale COVID destinate în totalitate pentru acest tratament. Însă am văzut deja până unde merge epidemia în România, însă între timp, sau cel puțin în cele două luni de zile, pacienții non-COVID, pacienții cronici de care vorbeam eu ieri, au fost lăsați deoparte.